Categoriile de călători care beneficiază de gratuități și reduceri la tarifele de călătorie practicate de CTP Arad în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local numărul 704 din 2-12-2019 sunt veteranii de război, invalizi și văduve de război, li se eliberează legitimații sau card în baza documentelor care atestă calitatea de beneficiar al legii 44 din 1994, eroi martiri ai Revoluției din 1989, li se eliberează legitimații sau carduri în baza documentelor care atestă calitatea de beneficiar al legii 341 din 2004. Persoane cu handicap grav și accentuat, însoțitori și asistenți personale ai acestora, li se eliberează legitimații sau card în baza legitimațiilor de transport eliberate de DGASPC Arad. Persoanele persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începerea de la 6 martie 1945, li se eliberează legitimații sau card în baza deciziei Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Arad. Persoanele cu vârsta de peste 70 de ani, li se eliberează legitimații, card în baza buletinului sau a cărții de identitate. Pensionarii cu un venit lunar mai mic de 1400 de lei, li se eliberează legitimații sau card în baza buletinului sau a cărții de identitate și cupon de pensie. Copiii preșcolari, elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat care frecventează unitățile de învățământ pe raza teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, li se eliberează legitimații sau card în baza carnetului de elev completat și vizat pentru anul școlar în curs. Donatorii de sânge cu domiciliu sau reședința pe raza teritorială a ADTPA, li se eliberează legitimații sau card în baza deverințelor de donator. Pensionarii cu venituri de peste 1400 de lei beneficiază de 50% din contravaloarea abonamentului. Li se eliberează legitimații sau card în baza buletinului sau a cărții de identitate și cupon de pensie. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani matriculați la formă de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate vor achita valoarea abonamentului unic, urmând să își recupereze 90% din abonament de la instituțiile de învățământ potrivit prevederilor legii 199 din 2023 pe tot parcursul anului calendaristic, iar studenții cu unul sau ambii părinți decedați, studenților proveniți din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă substitutivă sau la asistent maternal, își recuperează 100% din contravaloarea abonamentului de la instituțiile de învățământ conform legii 199 din 2023. Toate categoriile de populație pentru trenulețul turistic de agrement cu ocazia zilei de 1 iunie și de zilele Aradului, conform hotărârii AGA ADTP Arad și hotărârii CLM Arad în vigoare. Străinii sau apatrizii aflați în situații deosebite provenind din zona conflictului armat din Ucraina, li se eliberează legitimații sau card în baza documentelor care atestă statutul de refugiat. Toate categoriile de populație pentru mijloacele de transport public în comun urban în zilele de vineri ale anului calendaristic Vinerea Verde, conform hotărârii AGA ADTP Arad. Este sezonul construcțiilor. S-a deschis cel mai mare depozit de agregate din Arad. Depozitul este situat în Arad, șosea Curticiului, kilometrul 4, la 1 km de centura Arad spre Șofronea. Avem disponibil la cele mai mici prețuri următoarele produse: piatră spartă, diverse dimensiuni, balast, nisip, pământ, toate tipurile de cribluri. Toate produsele dețin certificate și sunt de cea mai bună calitate. Oferim și transport pentru cantități mai mari. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0759837135. Vă așteptăm! Echipa Jackson Bazar. Vă salut, dragi iubitori ai sportului! Sunt Ioan Hamza și vă invit în această după-amiază la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Va fi o ediție oarecum specială, pentru că vom vorbi despre sport, despre fotbal și despre muzică rock, dar muzică rock doar bazată pe tot pe fotbal, pentru că veți auzi trei variante, deocamdată trei, dar sunt mai multe variante pregătite, trei variante la urările pe care le faceți dumneavoastră spectatorii la meciurile UTEI, bineînțeles pusă pe note și cu acordurile necesare la cântare. Până atunci vreau să vă prezint invitații mei din această seară. Lângă mine l-am pe Cornel Augustin Nădăban, care este antrenor momentan la Victoria Nădlac în Liga 4, dar a jucat și la UTA, a fost component al echipei UTA și după aceea chiar și la echipa de All Boys UTA. Bine ai venit, Cornel!
Bine v-am găsit. Și mulțumesc că ai acceptat invitația. Și eu mulțumesc că mi-ați invitat. Lângă Cornel se află fiul acesteia, Sergiu Nădăban. Bună. Bună seara, bine ai venit, Sergiu. Bine v-am găsit. Ciprian Matean, bună seara, Ciprian. Bună seara tuturor. Și Tiberiu Bac. Bună seara. Deci am, ei nu i-am ținut deoparte și le-am caracterizat în parte, ei trei formează formația exact așa cum se numește, cei trei. Și am să rog pe Cipri să lase telefonul pe masă. Poți să-l lași cu fața în sus, nu-i problemă. Da, 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 să fiu atent. Așa spuneam și la elevi. Da? Lasă exact. Telefonul. Bun. Cei trei au pus urările dumneavoastră pe note și o să le auziți pe parcursul emisiunii în trei variante. Așa. Și formează o formație de rock care dau spectacole și cântați, dacă nu mă înșel, la Bodega sau unde aveți? Unde sunteți chemați? Unde suntem chemați? Unde sunteți chemați? Da. Bun. Da. Sergiu este baterist, Ciprian este chitarist solo sau chitară solo, exact. Iar Tiberiu, Tibi, cum îi spun eu, este la bas. Fiți atenți la ce vorbim noi aici, că cele trei întrebări concurs, că avem trei întrebări concurs pe parcursul emisiunii, puteți să găsiți, să nimeriți răspunsul dacă sunteți atenți la discuții. Fiindcă veni vorba de întrebările concurs, vreau pe Cipri sau pe Sergiu, care mai aproape, să prezinte și cele trei premii de astăzi. Unul prezint eu, o sticlă cu vin de la Podrumul lui Gurban. Cel de-al doilea premiu va fi un CD, un CD albumul nostru Cei Trei, care da, e și intitulat Cei Trei. Așa. Iar cel de-al treilea premiu, un tricou tot cu Cei Trei. Poți să-l desfaci, să-l arați. Nimic după aia, dacă nu-l punem noi la fel cum a fost. Da, este cam așa. Informația Cei L-ai Trei. L-ai stricat. Da. Acum stricat. Numărul este dacă-l nimeriți, dacă nu... Normal, se poate tăia. Se poate tăia. Bun. Deci vor fi trei întrebări. Până atunci, înainte de a trece la discuțiile concrete, vreau să vă prezint și eu, ca de obicei, colaboratorii acestei emisiuni. Aceștia sunt Jackson SRL, Mirada SRL, Harry Car, cu sediul în cartierul Oradean Gai, strada Dunării, de unde puteți să vă procurați piese pentru autoturismele dumneavoastră, puteți închiria mașini pe orice perioadă și puteți accesa proiectul Rabla. FCC Basket UAV Arad, echipa feminină de suflet a arădenilor din campionatul României. Kia Look Motors, cu sediul pe strada 6 Vânători, chiar lângă pasajul de cale ferată. Kia Look Motors oferă cele mai noi produse Kia, garanție 7 ani, avantaje pentru cei care optează să-și procure autoturisme de aici. MRM Arad, club de motociclist, club care la care vă puteți înscrie pentru cursuri de viteză, enduro sau drag. Telefonul la care puteți apela este 0771-233-263. Clinica medical-veterinară Dr. Raul Tătar, situată pe strada Fătfrumos, numărul 5. Mesajul colectivului acestei clinici este: ne pasă de fiecare animal. Prietenul tău este în siguranță în mâinile noastre. Mai multe informații la numărul de telefon 0745-534-944. Crama Podrumului Gurban, de pe dealul Eșiriei, bazat pe o tradiție de trei generații, Podrumului Gurban produce vinuri bogate și intense în gust și culoare. Le vedeți aici, culorile deocamdată, gustul numai dacă le gustați, dacă le cumpărați. Deze Basic Technology SRL, profilul firmei este bazat pe prelucrări mecanice, pe mașini cu comandă numerică, CNC și crearea de dispozitive, automatizări, mese de montaj și linii de producție. Sediul este pe Câmpul Liniștii, strada Câmpul Liniștii, la numărul 5. Sece Cast Dat Beat SRL din Arad vă oferă case de marcat, cântare electronice, cititoare, coduri bare, cititoare de coduri bare, marcatoare de preț, accesorii, service. Strada Ioan Alexandru, numărul 29, telefon 0257-338-300 sau 0745-535-668. Și l-avem și pe Titi, este mascota primită de la prietenul nostru Bobiță. Cu Bobiță o să, de Bobiță o să mai auzim cam peste două săptămâni, când vom prezenta aici echipa de volei Vesta Arad. Bun, cam astea ar fi. Acum să trecem, și fiind repriza de sport, începem cu sportul și rog pe Cornel Nădăban să ne spună un pic de istoric al tău și sportiv, și cum te simți la Nădla. Sunt născut în Arad,
în 1967 și sportul a început de mic, în clasa a doua, în grădiște, la profesorul Marius Demian, care a venit la școală și a întrebat cine vrea să facă fotbal. Și acolo am mers, bineînțeles, foarte mulți copii. Te-ai dus sigur așa, fără însuțitor? Păi, fără însuțitor, că pe vremea aia nu ne era frică să umblăm pe stradă singuri. Și de acolo încolo a început aventura mea în sport. Aș fi vrut poate să fac mai mult în sport decât am făcut, dar atât am putut. Din fericire pentru mine am trăit și momente frumoase și sportul mi-a dat o educație, m-a învățat foarte multe. Pot să spun că m-a educat, m-a disciplinat, practic. Învățând ce înseamnă punctualitatea, ce înseamnă dăruirea, ce înseamnă munca în echipă. Și a contribuit la îmbunătățirea sănătății. Asta nici nu se pune în discuție. Da. Deci toată lumea spune că sportul te... Asta. Hai să trecem peste etapele intermedii. Cum ai ajuns la UTA? Și în 84 am ajuns la UTA. Cum? În ianuarie 84 jucam la Strungul, la juniori, cu Curuțiu, antrenor, domnul Curuțiu. Fie iertat, da. Un om deosebit care ne-a ajutat. Și a fost un turneu la sală polivalentă, unde noi am făcut parte, am fost mai mulți din grădiște, în speță Labu, Cheregi, Țucudean, eu. Și am jucat, am făcut cumva un joc deosebit de jocurile din turneul respectiv de la polivalentă și după ce s-a terminat turneul respectiv, a doua zi domnul Vlaicu, care era cu banii la Strungul, da, a venit în bestiar la juniori și a zis după tot felicitări copii, nu știu, și zice de mâine Nădăban și Cheregi se prezinte la echipa întâia, la Strungul. Am început cu Onisie, antrenor. Onisie era antrenor la Strungul. O scurtă perioadă, foarte mult m-a ajutat, a făcut foarte multă individualizare și a dat seama probabil ce îmi lipsește mie ca și vârf de atac, că asta a fost postul meu pe care am jucat. Și în vara lui 84 UTA s-a transformat în FCM UTA. Au adus pe domnul Pantea, antrenor de la Steaua, și atunci au adunat, cumva tot s-au adunat... Tot o scurtă perioadă. Da, tot o scurtă perioadă a fost la UTA. Și atunci au adunat cam toți copiii de perspectivă din Arad. Atunci am ajuns și Cheregi și eu, Lucaci, Verdei Viorel odată cu mine, de la Satu Mare. Deci plus, eu știu, Țucudean și Labu deja erau luați, îi luaseră la echipa întâia, la echipa mare, la UTA. Și de acolo încolo am început să... Am făcut parte din echipa UTA. Cum ai făcut trecerea la albă? După o scurtă perioadă de timp, țin minte foarte bine, după etapa a doua sau a treia, cred că am pierdut un meci acasă cu Zalău, cu Armătura Zalău. Și l-a schimbat pe domnul Pantea și a venit domnul Dan Alexandru, împreună cu comisar, cu Victor. Și lui a plăcut foarte mult de mine și cu el am debutat în divizia B atunci, în vremea respectivă. După aia, sigur că am ajuns și în echipa națională de juniori, UEFA 85, la Belizna era antrenor. Foarte interesant cum am ajuns acolo, mă rog, selecții, peste selecții și eram, practic eram de 80, UEFA 86. Cornele, da. Hai să scurtăm. O scurtăm și cu asta închid, repede, da, și cu asta închid. Deci ajuns la Olboi și de netreacuri de la a doua ta intervenție. Ok, de la UTA, deci după aceea... rapid, ca să zic așa, am scurtă perioadă, după aia am plecat de la UTA, când am împlinit 18 ani, am plecat la Strumul Chișinău Criș și de acolo la Vagonul, unde am făcut o ruptură de menisc. În 89 am fost operat și a venit Revoluția și după aia, practic, am încheiat cariera de sportiv și sportiv de performanță. Da. Și de acolo încolo mi-am făcut o firmă, am început altă. Bun, mulțumim frumos. Aș vrea înainte de
a trece la, să vorbesc cu membrii formației cei trei, să punem prima melodie, dacă se ies de acord. Bine? Că o să avem mult, ca să avem cât de cât timp să și vorbim. Cristi, te rog frumos dacă... Da, acesta a fost primul moment muzical al emisiunii și prima mea întrebare pentru cei trei este dacă vă place sportul, fotbalul, UTA. Toate trei, dacă... Sergiu? Cu mine începem. Păi cu tine începem, da. Tu ai pile aici, stângă ta. Era, e clar că nu poți să răspund. Istoria mea cu sportul nu a fost una prea... nu știu cum să zic. Fructuoasă. De mic, primul lucru, mă dau seama că m-a dat taică meu la fotbal, că nu, ăsta, și cred că am fost de vreo 2-3 ori. De 3 ori, spun eu. Dacă te-a bătut. Nu, de 3 ori, spun eu. Da, nu prea aveam nicio treabă și eu zic că n-are rost să mai, ăsta că nu. Deci cam asta a fost tangența mea cu sportul în mare. Da. Dar iubești-o, da, nu? Dacă ai compus și aceste... Ați da, compus clar, împreună, adică, da, e echipa noastră, da. Trebuie susținută, nu... Da. Cipri? N-are cum să nu-ți placă... Nu, mai aia a fost, Steaua aia a pus de mult. N-are cum să nu-ți placă sportul rege și, bineînțeles, cu UTA. Vreau să spun telespectatorilor că Cipri este din Baia Mare și era pe atunci Minerul Baia Mare când era el mai mic. Și era și Mateanu, antrenor, Mateanu, da. Primul antrenor care a introdus acea idee de ca portarul să joace pe post de libero, să iasă foarte mult la joc din, și din careu ieșea și juca libero.
Scuze-mă că te-am întâlnit. Nu e nicio problemă, dar nici nu știu, a fost o metodă care a folosit? Și astăzi se folosește. Și astăzi se folosește. Da? Foarte important. Zic. Mai mult se joacă în careu, cu portarul nu prea mai este afară din careu acum, că nu se mai joacă cu libero, cum se juca. Da, dar portarul, joc cu piciorul al portarului, da, se pune mare accent la ora asta. Am înțeles. Îți place fotbalul? Sigur, sigur că îmi place. Și să joci și să... Am și jucat când am fost în clasele primare, am fost selectat la Baia Mare, la juniori. Pe urmă m-am mutat în Valea Jiului, unde am stat vreo 6 ani și acolo am cuchetat cu judo, acolo am făcut sport de performanță. Și de la sport am trecut la muzică și am rămas cu muzica. Constant. Bine că nu ești din Timișoara, că mai găseam niște falseturi pe aici. Clar. De la poli. Da. Tibi? Mie mi-a plăcut întotdeauna sportul. Basketul. Să știți că trebuia să se aplece când ai intrat în studio. Da, am și jucat basket în anii liceului. Da? Da, dar după aia, după armată, am rămas doar cu muzica. Și iubesc și UTA. De când eram copil, mă ducea fratele meu la meciuri și am rămas de atunci. Da. Fan. Microbist. Da. Bun, vreau să spun telespectatorilor că aceste melodii pe care... sau unele din aceste melodii pe care le auziți dumneavoastră și mai avem aici pregătit un CD cu care va fi pus în vânzare cândva, nu știu când, cu următoarele melodii, vi le citesc. Așa, este unde, Cristi, unde este camera ca să arătăm? Așa. Da. Cu poze, cu Broșovski, cu Domide. Așa, și cu lista de melodii. De la Dunăre la Sena, astăzi e zi de meci, echipa mea, haidele gol, în deplasări mergem, azi joacă UTA, forța UTA, noi vom cânta, dacă tu n-ai exista, pentru noi e singura, momentul de magie, pentru tine noi trăim, nu dăm niciodată înapoi. 13 melodii sunt pe acest DVD, deocamdată... CD, pardon, deocamdată sunt în negocieri sau cum, da, suntem conducerea clubului, nu știu, să vedem cum, și în momentul când primesc acceptul, în diferitele întreruperi, în timpul partidelor care le joacă UTA, vor băga împreună cu galeria aceste melodii să se audă pe stadion. Citim și niște primele mesaje care le-am primit. Nelu Iovescu, bună ziua și emisiune plăcută pentru noi, doar UTA contează. Mulțumim, Nelu, și felicitări pentru curajul de a înființa și tu o emisiune dedicată AJF-ului. Acolo nu știu în care studio le-ai înregistrat, dar am văzut-o. Felicitări. Adrian, bună seara, succes. Aurelian, imediat îmi sare ăsta, Aurelian Todoran, bună seara și salutări domnului Hamza și invitaților. Bună seara. Turi Gabor Petru, îl salut pe Raul, un jucător exigent și disciplinat este, la fel de exigent și cu elevii săi. Eu cred că nu e cam pe nimeni Raul, este nu, Cornel. Nu, a fost colegul meu. S-a fost da. Raul Boi, Raul. Da, Raul. Dar aici e Cornel prezent. La strada te bună seara tuturor. Bun. Marius Turi Gabor, scuze, Cornel, nu Raul, da? Vezi că am văzut. Marius Tamșa, bună seara tuturor și domnul Nelu, pe domnul Nădebanu, o întrebare, care e loc la care speră realist în final de campionat? Mă gândesc cu Nădlacu, nu? Felicitări pentru cele 3 puncte de sâmbătă de la Sebiș. Da. O să răspunzi când termin cu toate. Așa. Turi Gabor, ca antrenor, a găsit Cornel, da. Nu ești atent cum scrii Turi. Un jucător precum a fost el în postura de vârf. Din nou Turi Gabor, care a fost fundașul care a pus cele mai mari probleme lui Nădeban? Cam astea sunt întrebările. Ai putea să și răspunzi repede, rapid. Da. Cu ultima. Deci a fost un fundaș la Progresul Timișoara, care, eu fiind la Chișinău Criș, el era la Progresul Timișoara pe primul loc. Au și pierdut singurul meci din anul ăla când au jucat cu noi, 1-0 am câștigat noi, eu am marcat golul în prima repriză și în repriza a doua mi-a rupt piciorul. Deci m-a prins, fiind copil, am dat mingea lângă el și m-a prins din lateral, efectiv mi-a făcut... Atunci cu genunchiul, dacă... Nu cu genunchiul, deci, ai fost mai târziu. Deci tu aveai aceeași istorie ca mea, tot deci, Timișoara. Groaznic, da, din păcate. Ăla a fost, deci... Bun. Acel personaj, nu mai știu cum îl cheamă, nu mai țin minte,
dar el a fost cel mai dur, care, în care m-a lovit cel mai, cel mai puternic, practic. Marius Tamșa, dacă ce loc realist să fii cu acum dată? Noi vrem cât mai sus, sigur. Avem un obiectiv, sigur că da, avem copii mulți de 16 ani, 15, 16, 17, portarul n-are încă 16 ani împliniți. Jucăm cu 4 copii tot timpul. Sunt certat de multe de conducere că de ce folosesc copiii, dar eu chiar vreau să-i... Sunt copii talentați care merită să-i ajutăm. Și de aia și insist să joc cu ei. Și iată că am reușit și rezultate bune per total. Suntem acolo unde ne-am propus, practic. Sigur, am dorit să fim în primele 8, dacă putem. Dar presiunea nu e foarte mare de puncte, fiindcă nu retrogradăm. Nu ne presează retrogradarea. Din păcate, trebuie să trecem rapid în emisiunea asta și acum o să trecem să punem și prima întrebare concurs, dacă sunteți de acord. Bun? Sigur. Așa. La ce instrument cântă în formația Cei Trei Tiberiu Bac? Care răspunde cel mai rapid și corect va primi o sticlă de vin. Tiberiu Bac este invitatul cu șapcă, ca cei care nu ridică mâna. Nu spui Tibira acest, nu? Nu. Am ezitat să vă întreb acum instrumentele, că să vă spun pentru să nu... Da. Aurelen Tudoran era tobe, cât pe cei. Bun, până atunci, până când ne vin răspunsurile, să trecem mai departe și să vă spun că Sergiu Nădeban are un studio perfect undeva într-un cartier al Aradului, unde se pot și puteți și noastră să apelați să vă faceți un CD sau ce, puteți să și scoateți ăsta voi? Da. Da. Adică vine cu el virgin, nu? Și materialul de la și materialul de la voi. Unde acolo nu face nimeni. Marcelo Ionescu, chitară. Marcelo Ionescu, baterie. Aveți grijă, Marcelo Ionescu, nu aveți voie, care răspunde de două ori, se anulează, indiferent ce răspuns dați, se anulează amândouă. Un singur răspuns. Berard Daniel, chitare, bas. Bravo, Daniele, bravo. Ai câștigat vinul, nu știu dacă îți place vinul. Pescuitul știu că îți place. Bun. Acum putem să vorbim și despre instrumente. Fiecare să spuneți dacă ați mai încercat la alt instrument să cântați, ce v-a determinat să vă opriți pe... Deci Sergiu este la baterie. Da. Am vrut să ducem o baterie aici, dar nu ne-a lăsat. Spațiu. Cam telefon. Da. Te rog. Eu am început cu pianul, de fapt, nu cu tobele. Am tot cochetat cu ideea de tobe, dar prima oară tatăl meu a zis că dacă vrei tobe, trebuie să faci pian. Și pot să zic că m-a ajutat foarte mult să-mi dezvolt și urechea muzicală și tot. El ți-a zis așa. Am cântat și eu la cântat instrument. Da. La fierul piciorului. Nu, chiar nu. Da. Și după, nu știu, mulți ani am făcut pian. Și între timp am început și cu toba în paralel și am continuat doar pe tobă. În mare sunt, am învățat singur. La tobe am mai făcut cu și cu Mario Florescu câteva ore, în principiu cu Marcel Moldovan, care este toboșarul Smiley la ora actuală, și după aceea m-am dus la Berkeley, Valencia, la o școală de vară, la Groove School, așa se numea, în 2012, unde am primit o bursă full pentru 2013 la programul lor de 5 săptămâni în Boston. Și acolo pot să zic că m-am dezvoltat foarte mult pe partea asta de tobe. Pe Sânderică l-ai cunoscut? Da, l-am cunoscut. Da. El l-a admirat, topit când l-am dat. Da. Dar nu, cum trăia el, nu neapărat că bați acolo și stai ca un stâlp, știi? Dar să știi că, după părerea mea, cei care bat la tobe așa bine, ar fi fost foarte bun dribler la fotbal și cu mingea, tehnici, cu mingea. Chiar am spus, instrumentul extrem de greu. De ce? Fiindcă trebuie să folosești toate membrele, toate cele patru membre, să ai scaun în echilibru. Fiindcă tu ai ambele picioare, pe două pedale și brațele.
și trebuie să miști cu toate, simultan. Deci nu pot, bun, instrumentul bun. E foarte greu. Hai să-l auzim și pe, pe... Mai ai ceva de spus, Sergiu? Terminat facultatea de... Da, și facultatea de muzică din Timișoara am făcut, am secția pedagogie. Deci ai, poți să fii profesor de sport, de muzică. De sport, da. Da, și de muzică și dirijor, practic, adică, da, cam aia e meseria. Bun. Cipri, tu numai cu două mâini și cu capul al treilea. Exact, da. Exact. Și cum cu ai? Dribbling-ul în muzică. Da. Ai, tu cânti și solo? Cânti voce? Da, și cu voce. Da. Da. Primul meu instrument a fost, de fapt, basul. Cu el am început. Și-a venit Tibi și băi, lasă-mă aici. Exact. Și-am renunțat la timp. Și-am rămas cu chitara. Dar, practic, știu să cânt la mai tot ce ține de instrument rock. Știu să bat și tobele, știu să cânt și la din chitară. Din liceu ai început să ai chitară? Mai repede, din gimnaziu. Din gimnaziu. Din gimnaziu am avut un profesor, cred că, dacă bine mi-aduc aminte, chiar dirigintele clasei, era, a făcut un modul din asta cine vrea să cânte la chitară și știa basic-ul la chitară și am fost unul dintre cei... Iar ridică mâna stângă puțin. Cam scurtuțe degete. Da, da, eu, da. Eu atâta mă chinuiam când cântam și eu la... Are chitară modificată, fii atent. Cam atât cu chitara. Și acum nu prea mă pricep, există mare deosebire între chitara rece și chitara electronică la sunet și... La sunet. Și la, la manipulare, nu? Nu, nu, la numărul de corzi e la fel. La fel, practic, șase. Constituția chitarei e altfel. Dar știam că și cu 12 corzi în chitară. Este și chitară cu 12 corzi, și electrică și acustică. Adică în 6 de... Două, sunt de, câte două șase la fiecare coardă. La fel. Da, exact. Și are un sunet mai amplu, mai... Sunt așa ca și două chitare. Păi nu prea poți să cânti folk, nu? Adică ba da, poți? Cum să nu, sigur că da. Sigur, se cântă. Orice stil de muzică, practic, se poate cânta. Cum ați v-ați unit? Cum ați făcut această trupă? Aveți un șef? Sunteți numiți voi, dintre voi trei, unul da, care... Da, Cornel, Cornel. Cornel, da. De, da, da, ne-am, practic, am rămas, am fost, fiecare am fost plecați din oraș cu diferite contracte în muzică sau în alte feluri. Și ne-am decis să rămânem aici, mai în Arad, și am zis să facem proiectul ăsta pe care l-am visat de mult, atât eu cât și colegii mei, Tibi și Sergiu. Și pe Sergiu l-am găsit, eu cu Tibi, practic, am avut prima discuție de înființarea trupei și ne-am gândit la un toboșar și unicul și singurul toboșar care am sperat să vină cu noi în trup a fost Sergiu, la care nu speram să fie liber, că avea foarte multe și nu sperai să fie așa de bun, nu? Știam că este foarte bun Sergiu, sigur că da. Și am avut norocul să putem să cooptăm în formula asta noastră și iată, ne bucurăm și în ziua. Chitară, solo, chitară, bas, baterie, pian, ceva, nu? Clape. Clape, clape nu, clapele clape. Le-am lăsat schiorilor, clăparii. clăparii la schiori, da. Da, nu se simte nevoie? Aveți melodii care nu se adaptează la... Ba, da, nu spun că e un instrument care are rolul lui în sau acordeon. Formulă, dar, da. Bine. Harmonica. Tibi? Eu am început cu acordeonul. De fapt, da. Așa în primul... Ai găsit așa acordeon mare? Da, 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 a fost. Suma puțin, eu am vorbit cu Nădăban și amândoi am început cu care acordeon. Care din eu cu 12 bani și el cu câte? 48. Cu 48 de bani, deci erau mic. Așa, am avut cu 81. Aha, 81. Da, da. Ești mai tare. Este stângaci? Da, și, la unele, în sport eram stângaci, da. În muzică nu. Câteodată, când mai greșesc, atunci sunt stângaci. Cum ai trecut la bas? Cum ai trecut? De ce nu știu? Păi, după aia am trecut la gitară clasică și profesorul a văzut că am o afinități înspre corzile groase și, da, și atunci am îndrumat spre bas și de atunci a rămas așa într-o simbioză. Fidel instrumentului. Ai vreun idol așa de basist în muzica românească sau mulți, da, da, da. La Phoenix? De la Giacu, a, de la Phoenix? Da. Pe de la Phoenix toată trupa au fost idolii mei. Da, da. În perioada acum, respectivă. De la bas, nu știi, ne-am înțeles. Couple. Couple, tot timpul, da, așa, da, 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 mișcarea, da. Iosif Couple. Da. Da. E, să știți că are și un bas mai apart, are un bas cu 6 corzi. Basul, de fapt, la bază, are doar 4 corzi. Lasă descrierea instrumentul, 4 corzi.
După cum, din 95 am cumpărat primul instrument cu 6 corzi. Din România. Și... Toate groase? Cum? Toate groase corzile. Toate groase, da, da. Unele mai, mai subțiri, da. Da. Da, și... având în vedere că aveam nevoie deja de corzile suplimentare în genurile pe care le-am practicat și... am rămas de atunci tot cu 6, deși în rock n-aș putea spune că e instrumentul ideal, no. Dar în formula de 3 se prestează foarte bine. Da. Acoperă. De-aia n-avem nevoie de clapă. De-aia n-avem nevoie de clapă, care e la 6 acorde. Da. Și cum v-ați adunat, voi v-ați grupat așa? Cum? A dat cineva din degete și v-ați... Păi eu cu Ciprian ne cunoaștem de mai mult timp. Și el venise cu... Eu m-am retras dintr-o trupă din București, el se retrase din vasele de croazieră și atunci el mi-a propus să facem un proiect împreună și atunci eu nu-l cunoșteam pe Sergiu, Ciprian îl știa și... Primăvara lui 2020. Două, trei telefoane ne-am adunat și am pornit treaba. Cipri, tu când, băi, când cântați așa pe o scenă, nu ți-ai un scăuner când stai lângă el? Tibi nu urcă pe scenă. Da, el cânte de jos și parcă pe scenă, nu? Exact. Bun, cum ați ajuns, acum să revenim la sport, cum ați ajuns să vă orientați un pic spre aceste cântece adaptate la urările urările fanilor din tribune de la UTA? Totul a început la inițiativa lui Cristian Trânc, care el a venit cu ideea, a propus, haideți să facem imnurile galeriei spre rock, o variantă mai rock, și am zis că sigur că da. Și ne-am gândit cu cine oare și am zis, păi, cu cine altcineva, numai cu cei doi din cei trei. Spui cine e Cristian Trânc? El merge sub denumirea de Chris Gray sau Christy, a mai scos el niște piese, dar pe alte genuri muzicale, tot el e solist. Știam un medic oftalmolog, Trânc, n-are. El acum e cu imobiliarele, se ocupă Trânc în Trânc. Facem reclame. Da, dacă tot. Deci când trebuie ca să apelezi la tine, nu? Da, așa. Cum mai de nimba asta. Și? Și am început, am chemat pe un băiat din galerie care știa el toate piesele. Cum se numește? Cred că Marius îl chema, dacă țin bine minte. L-am pus pe el să le cânte pe toate. Și de la ce o cântat el, am dezvoltat o orchestrație și cu Cipri împreună și cu Tibi și le-am pus pe bandă, cum s-ar zice, le-am tipărit. Bun. Tudy Gabor vine cu o rugăminte, dar iar încurcă numele. Să mă învețe Cipri cum să bat la poartă și nevastă mea să fie bucuroasă. Da? Cipri este chitarist solo, cine cu bătăile, cu toba este Sergiu, băiatul. Eu învăț pe soția dânsului cum să strige la el. Da. Eu cum să Pentru bat-o. Cornel, întrebare, ce îmbunătățiri mai trebuie aduse echipe Victoria Nedla? Care sunt plusurile echipe și care sunt minusurile echipe? Da, acum e complicat de dat un răspuns, fiindcă... Prea scurt timpul de când... Nu numai că e scurt timpul, dar totul se leagă și de posibilitățile financiare ale clubului, care, sigur că nu sunt la nivelul care... Eu știu, nu că ne-am dorit. Noi ne facem ce se poate și ne concentrăm foarte mult. Deci eu chiar am insistat la Rocky Roșca. Da, am văzut că ai în jurul tău oameni sufletiști. Am insistat foarte mult pe acești copii la localici. Cociș, la Vali Cociș. Da, Cociș, care a venit de la Sandu Gaica, de la echipă, și Mazuc, iar un băiat foarte talentat. Nu, de tata lui Cociș. Da. Și el, sigur, el adună, sigur, oamenii care mă ajută, sigur că da. Eu insist pe copii, îi forțăm, practic, eu sunt foarte mulțumit de evoluțiile lor. Câteodată sunt certat de Rocky, pe bună dreptate, cumva el își dorește mai mult rezultate. Eu doresc și rezultate, dar vreau să și promovăm. Și chiar ieri discutam la ziua lui Roșca, îi spun la mulți ani pe această cale, că în 2 ani echipa asta o să fie desperiat cu copiii ăștia, dacă îi așteptăm. Dacă avem răbdare cu ei să... Desperiat în bine. În bine, sigur. Vis-a-vis de...
de fotbal. Ok. Da. Dar sigur că ar fi multe de făcut. Bun, hai să dăm și al doilea, că uite, da, deja e 44. Dăm al doilea premiu. Ce să dăm al doilea premiu? Tricou sau CD-ul? Asta nu, nu asta. CD-ul ăsta. Mai este un CD, da, asta e CD-ul. Cu muzica lor. Cu muzica lor. Dăm CD-ul, lăsăm tricoul la urmă. Așa. Întrebarea pentru... Stați că să găsesc unde am pus-o. Întrebarea pentru tricou, imediat o găsim. Așa. Aici la mine numai spune cine lipsește. Întrebarea numărul 2. Întrebarea numărul 2. În ce localitate s-a născut Cornel Augustin Nedeban, prezent azi în studio la Strada TV? Ei, te vedem. Nu răspundeți de două ori, Marcelo Ionescu, să nu răspunzi de două ori. Așa. Câte antrenamente faci pe săptămână, Cornele, cu... Dar, din păcate, nu reușim mai mult de două antrenamente pe săptămână și un joc cu copiii la A1. Eu antrenez și pe echipa întâia și juniorii A1. Dar pentru copii e foarte important că au cele două antrenamente, jocul la A1 și jocul la echipa de Liga 4. Mi-aș dori mai mult, dar din păcate nu se poate, nu e posibil. Bun. Deja au răspuns câțiva. Arad este localitatea. Da. Bun. Au venit două mesaje. Marius Tamșa, ce formație preferată au invitații dumneavoastră? Mă refer din România. România. Iza, nu? Că de acolo... Exact. Grupul Iza. Din mână, vorbesc serios acum. Întrebarea este. Comună, adică toți trei suntem așa? Fiecare, sau fiecare în parte. Să încep tu. Actuale sau indiferent? Indiferent. Românească să fie. Roșu și negru. Ce bătrân ești, mă, tipi. Bătrân drumul Timișorii. Poți să spui și două, aia. Și mie îmi place roșu și negru, îmi place holograf. Mondial, nu? Ba da, mondial. Phoenix, nimeni nu-ți place Phoenix. Da, cum să nu-ți place? Știți Phoenix? Că Covaci a fost operat pe creier. Da. Bun, Sergiu? Toate îmi plac, dar nu știu, să zic două care sunt mai aproape așa, e Cargo și poate Phoenix. În sfârșit, mă, Phoenix și mie îmi place. Bun. Tudi Gabor, felicitări pentru ideea de a cânta ceea ce cântăm utiști acasă și în deplasare. Aștept să apară CD-ul. Adună-ți banii până atunci, că nu e prețul să fie modice. Prețul modice. Doar să recuperăm investițiile. Bun, aș vrea pe Cristi să pregătească a doua melodie, să auzim și pe a doua. Thank you.
Ați auzit și cea de-a doua melodie, mi s-a făcut și puțin pielea de găină și sperăm ca să se facă și pe pielea arbitrilor, așa, când va fi difuzată pe stadion, bineînțeles la sunet mult mai mare, să spargem boxele acolo și împreună cu dumneavoastră, stimați suporteri, să schimbăm puțin cum să spun, atmosfera, adică să o schimbăm mai bine, pentru că nu știu de ce se aude necou acolo la OTA, până din cauza formei tribunelor, și dar toți ai impresia că cei din la tribuna a doua intră după ce cântă cei de la galerie. Da, e bine, foarte bine. Așa. Deci au răspuns corect la mine aici Adrian și mai cineva, o să vedem la sfârșit, pentru Arad, pentru întrebarea a treia puțin mai târziu. Acum să revenim și dacă ați mai avut asemenea experiență să mai faceți melodii și pentru altă echipă sau cerere sau cumva, nu v-ați gândit, da? Ați avut Cipri? Am făcut imnul FC Baia Mare în urmă cu 20 de ani. Nu l-ai adus rău? De păcate nu. Da. Nici nu știu dacă îl mai am. Da. Vreau să spun telespectatorilor că ultima melodie va fi de la Dunăre la Sena și o să auziți atunci cu câteva minute înainte de terminarea emisiunii. Cornele, mai mă întreabă Turi undeva într-o întrebare dacă la ce lucrezi cu actuala echipă? La forță, la rezistență? La toate capitolele trebuie lucrat. Că, deci la toate capitolele. Eu când o iau de la zero, cum ar veni, am luat-o de la zero copiii și le-am trasat sarcină, să spun așa, sau eu știu, m-am mult spus sarcină, dar am discutat cu ei să facă și acasă, fiindcă cele două antrenamente pe săptămână e puțin la vârsta lor, au nevoie de mult mai mult. Și te ascultă? Sunt copii care ascultă, chiar tata unui copil mi-a spus, zice, câte o oră jumate lucrează acasă în fiecare zi. Zic, foarte bine să și vede pe el. În grădină? Și în grădină unul. Unul îl trimite taicul și în grădină. Și foarte bine. Forță, sigur. Sigur că da. Da, n-am primit. Da, da, nu, pe aia spun. Chiar unul, Berațco, zice, mă duc că tata îmi dă de lucru să vopsesc, să fac, să dreg, să așa mai departe. Da. Foarte bine, trebuie să muncească. Dar asta spun că, din punctul meu de vedere, e cumva puțin pentru copii. Aș vrea mai mult, ne limităm la posibilitățile care sunt. Revine Turi, Gabor, ați reușit să mă faceți să plâng la această melodie. Sunteți fantastici, ne-a venit în memorie prin muzica voastră cei 52 de ani de UTA. Se ridică părul pe mine, crede-mă, da. Că eu sunt utist, m-am născut utist, mergeam copil fiind, că l-am pus pe poză pe Broșii aici. Și pe Domide. Și pe Domide. Pe amândoi am avut ocazia, am avut norocul să iau antrenori. Și da. Pe Broșii și pe... pe ei doi am ales aici, din cei mari, din fotbaliștii mari ai UTA. Eram copil, mergeam pe toate bluzele, scriam cu cretă numărul 9. Numărul 9 am jucat toată viața. Și pentru mine Broșii a fost bun. Adrian, care este un pătimit iubitor de fotbal, dar mai ales de basket, zice, pe când o implicare pentru un imn, FCCU avea Arad, ICIM de la basket feminin. O idee bună. O idee bună, Adi. Se vise în drum, se faci cunoștință cu Marcel Urban acolo, să vă dea acceptul, sigur. Să mai dea de, punem de un suc. Detalii legale, fiindcă da. CD-ul pe care noi îl pregătim are timbru, are tot un... Bine, cu licență, cu totul. Deci totul este în perfectă legalitate, nu există, deci lucrurile nu sunt la negru sau ascunse. Da, sau dar pentru a fi difuzat doar la meciuri nu trebuie neapărat... Noi vrem să fie tot în regulă și să putem să-l difuzăm la meciuri și să punem sigla UTA pe acest... Să trăiți, domnul impresar, am înțeles. Păi, trebuie respectată legea că trăim într-o țară democratică. Niște planuri de viitor să aveți și după aceea punem ultima întrebare și cam terminăm. Scuzați, puteam două ore să vorbim. Tibi, întreb de la tine încep acum. Cu ce te ocupi în afară de muzică? Sau cu ce te-ai ocupat? Care e profesia ta? De ce școală ai făcut? Ca și profil, scular matrițer am fost. Scular matrițer. Da. La vagoane, la strugă? La vagoane, da. Pe industrial 1 am terminat, care era afiliat liceul uzinei de vagoane. Dar am terminat imediat după Revoluție, am
m-am lăsat de lucru, atunci am rămas doar cu muzica. Nu, nu te-ai gândit, o să ai probleme la pensie sau ceva? La pensie? Da, că de ani de pensie, de lucrat. Păi nu, adică nu acumulez suficient. Economisești acum și pui deoparte. Nu am destui ani. N-ai destui ani. Lucrat, nu, 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 asta zic, că de ce te-ai lăsat așa ca să nu... Nu reușeam să fac față. Am înțeles. Da, eram și la servici, după masă, seara, cântam la restaurant, ajungeam târziu acasă, dimineața la servici. Da, servici, s-au adunat așa bani. Și s-au adunat în timp în an și am decis să renunț. Bine, Tibi, bravo. Și de viitor? Ce viitor? Da. Al doilea disc. Al doilea disc. Ăsta da. E primul vostru disc? Da, ăsta e primul, da. Și ăsta se, deja e scos și la vânzare se poate? Da, cât e unul din ăsta? Poți să spun. Da, nu. 25 de lei. 25 de lei, pe aia de semințe, bani de semințe. Exact, pe așa și vindem cu... Bun. Cu pungă de semințe. Cipri, tu? Meseria câștigată de mine de pe băncile școlii este depanator Radio TV. O meserie de mult uitată în țara asta și de fapt la nivel mondial. Nu prea se strigă acum televizoarele. Exact. Se strigă, dar se schimbă cu altele noi. Se schimbă cu altele noi, integral. Deci meseria mea nu mai există. Erau de alea cu lămpi? Când... La vremea aia, da. Da? Și da. Te-ai lăsat și tu. Da, noi nici n-am practicat-o. Nu? Toată viața mea am făcut doar muzică. Aveți familie amândoi? Da. Sigur. Și tu, TV? Copii? Nu. Eu am. Da. Tot fotbalist sau tot cântăreț? E IT-ist, e în domeniul computerelor. El, că da, l-a făcut IT-ist. E clăpat. El e pensia mea. El e tăia, bravo, frumos. Da. Sergiu? Mai ai zis că ai fost la Boston și da, profesor. Da, doar cu muzica mă ocup, adică ce ține de muzică, sonorizări, înregistrări la studio și mai nou acum fac școala de aviație aici în Arad, la West Wings. Acum imediat o să-mi iau licență pentru cele private. Să spui, să ne punem plasă pe mâncă. Da, și, da, și o să merg în continuare la, până la cele comerciale. Cam, da, frumos. Nu ți-e teamă? Nu, de ce? Avionul nu pică. Da, nu pică. Planează-le, mai. Exact. Da, am vorbit prostii, mai bine tăceam. Am vrut să te... Să te întreb ceva de profesie, deci ca profesor nu mergi, nu? Nu pot să spun că mă atrage sau m-a atras vreodată. Bun. Tu? El e pensia mea, cum să spun. Da. Și de viitor? Tot la Netlac sau aștepți? Și... Ce licență? Eu instructor sportiv. Instructor sportiv. Da. Ramura fotbal. Adevărul că eu am pus mult suflet acolo, nu? De la că am ajuns, eu știu, la Rocky, eu sunt prieten cu Rocky și... Rocky fiind Nicu Roșca. Nicu Roșca, așa ca să spunem. Delegatul. Roșca Nicolae. Și la rugămintea lui, astă vară, am mers să-l ajut și am prins drag de copii și de club și... O să continui atâta timp cât el își dorește să fiu acolo cu el împreună și cu Tibi Pătean și cu ceilalți care sunt acolo. Mi-am adus aminte ce am vrut să discut cu Sergiu. Când am fost de două ori acum înainte de emisiune la voi la studio, mi-a arătat o cutie atâta și mă întreabă, zice, domnul Anza, știi cât costă asta? Că ce e aici? Zice, nu știu, zice, cam un... Nu Opel, mă, Ford sau Mercedes. Un Golf. Un Golf. Deci 3.000 și ceva de euro un microfon. Doamne, dar nu unul are. 3 sau 4. Și niște boxe că dacă le dădea drumul acolo, zic, la maxim. Da. E foarte dotat. A investit foarte mulți bani acolo. Da. Bun. Întrebare pentru voi. Aveți filmări pe YouTube? Sigur, da. În canalul nostru, da. Cei trei, nu? Exact, cei trei exact. Se scrie împreună. Da, exact. Da. Cornel, tot turii. Cornel, antrenezi echipa sau și formația? Da, ei își fac ei treaba lor, ei cunosc ăsta. Eu îi ajut așa... Gimnastică. Da. Acolo se pricep ei. Acolo se pricep. Eu îi ajut așa când... Ați avut vreodată în timpul când cârceai la degete? Că se poate... Sigur. Și atunci... Încercăm ca în fotbal. Strângem din dinți, pozițiile. Da. Aici nu poți opri, știi că la fotbal te dai accidentat, stai jos, mie doctor, mai. Exact. La cântat, nu ai un locuitor. Aici. Bun. Hai să dăm și tricou și după aceea ne luăm rămas bun.
o să vă mulțumesc atunci. Întrebarea numărul 3 pentru tricou, încă o dată rog pe Sergiu să arate tricoul, așa. Este o întrebare, dacă tot e emisiune de sport, este o întrebare din fotbal, ajunge. Așa. Atenție la întrebare, dar să fie completă, nu pac-pac, din două mișcări. De unde și până unde se măsoară distanța de 11 metri în careul de pedeapsă al unui teren de fotbal? Acum să vă văd. De unde și până unde? Că și Cornel s-a grăbit și mi-a răspuns un pic greșit. Dar rapid mi-am dat seama imediat. Da. Repede mi-am dat seama că... Rapid Arad, nu Rapid București. Nu, la Rapid Arad, la vagonul am jucat. N-am jucat la Rapid Arad, la vagon. Da. Era încă vagonul? Era vagonul, sigur. Eu eram plecat. Era vagonul, da, cu antrenor, cu Schweilinger și cu... Müller. Nu, cu Neagigi. Cu Gergel. Cu Gergel, da. Cu Gergel, ei, da. Am auzit, acum, pentru iubitorii de sport care tot se uită, printre ultimii componenți a echipei Vagonul Macavei, Gheorghe Macavei, este foarte, foarte bolnav, da, și este... Era președintele clubului. Este internat la un spital din Vladimirescu, dacă aveți cei care și-au adus aminte de el și îl iubesc, pot să meargă să... Nu știu dacă vă mai cunoaște, dar este internat la spitalul din Vladimirescu. Bun, nu apar răspunsurile. Sau face... Sau face figuri mie de asta. Ia să vedem. Marius Ion, de la marginea careului mic până la linia porții. 11 metri, Marius. Careul mic este de 5 metri jumate. Deci, Turi Gabor Petru, linia din spatele porții până la... În spatele porții nu există linia. Până la punctul cu var. În spatele porții nu este linia. Da, eu zic, au gândit bine. Da, corect. Ești pe aproape. Nu, așa este. Mă, lasă-mă, băga eu, peste. Eu nu. Asta, deci, Turi, în spatele porții nu există. Așa. Ce, telefon? Telefon, ceva. A fost un telefon. Da. Și poate sparge sticlele acolo. Nu. Așteptăm ca să putem... Ei, de la Dunărea Asena n-am pus, te rog. Cristi. Ai zis că ultima. Da, ultima acum. Și după aceea citim cine a răspuns corect. Toți unii și se adună.
Asta este melodia, a fost melodia de suflet pe care spectatorii o cântă și la începutul meciului și la final. Ar fi fain să o cânte și pe muzică, vedem care vor fi reacțiile. De referitor la răspunsul la cea de-a treia întrebare, trebuie specificat că de la exteriorul liniei de poartă, pentru că linia de poartă are cel puțin 5 cm, cel mult 5 cm, 12 cm, scuzați-mă, lățime, deci 12 cm, la... Face parte din teren. Face parte din teren interiorul și de exteriorul liniei de poartă și până la punctul cuvar. Marius Cristian Sfârâilă, din exteriorul liniei de poartă până la punctul de penalt, este cel mai aproape. A mai scris... Marius ne roagă să mai punem o întrebare că îi dorește foarte mult tricou, din păcate numai unul este, nu putem. Adrian, n-am înțeles ce ai vrut să spui. Lungimea suprafeței de poartă este de 18,32, stabilită prin distanța dintre barele porții. Am întrebat care este distanța, cum se măsoară de la 11 metri, distanța de 11 metri de la o poartă până la punctul cuvar. Asta era întrebarea. În sfârșit mă uit pe telefon acasă și o să vă spun eu care mai Turi Gabă, cu această melodie vreau să fiu dus la groapă atunci când voi pleca. Crede-mă, la Botoșan, în Salvare și la UPU, asta auzeam în urechi. Dragostea pentru această echipă este mare. Dacă el a suferit știu. Un preinfarct acolo. Bun. Domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult. A fost, după părerea mea, o emisiune reușită, nu chiar cum am vrut noi, pentru că ne-am prea înghesuit-o, știu că mai aveți de povestit mult, dar n-au intrat zilele în sac și mai vedem. Poate facem una, vorbim cu Cristi și la tine la studio, acolo aranjăm frumos, cu drapelele de UTA pe margine și poate chemăm și din galerie. Din galerie. Când vrem, când aia care facem jură, lansarea. Aia care mă jură. E treaba lor, aia e după. Okay. O să facem lansarea oficială a CD-ului, atunci da. O să chemăm și vă mulțumesc tare mult, vă doresc mult succes vouă, mulți clienți, să vă vindeți CD-ul vostru cu melodiile voastre cât mai multe exemplare, să vă fie acceptat acest CD-ul de conducătorii UTE, să vă gândiți la un imn și pentru FC UAV Arad, echipa de basket. Este totdeauna în primele patru echipe, în ultimii ani acolo s-a calificat această frumoasă și multe titluri de campioanare și câștigătoare a cupe. Încă o dată mulțumesc și vă doresc succes. Și ne mulțumim pentru... Și la Victoria Nedlac, mult succes! Mulțumim! Așa. Sperăm să avem. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, atât cât ați fost acum prezent, că mulți ați fost în schimbul doi la lucru, dar mâine îl puteți vedea oricând și astăzi și mâine și poimine și așa mai departe. Și vă aștept lunea viitoare la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Până atunci, numai bine! Noapte bună! Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut.